Nu doar pandemia de COVID-19 bagă în carantină localitățile din Moldova, ci și pesta porcină africană, iar ultimul caz de acest gen s-a înregistrat în satul Cuhnești, raionul Glodeni, după ce autoritățile locale au găsit mai mulți porci morți. Din acest motiv, conform procedurilor, localitatea a intrat în carantină pe o perioadă de 30-50 de zile. Astfel, la intrarea și ieșirea din localitate au fost deja amenajate puncte de dezinfecție și control, unde poliția, respectiv ANSA, vor verifica toate automobilele. Amintim că ultima localitate care a intrat în carantină din cauza pestei porcine africane este satul Kneazevka, raionul Leova, unde la începutul lunii februarie au fost găsiți porci morți, toți infectați cu această boală.